de Oana și de salutul ei către Robert aseară, lucru care am văzut că l-a cam deranjat pe Laura. Vreau să spun că ieri în timpul zilei vorbeam cu Laura despre Robert și am ținut să-l salut la camere pentru că el chiar a zis odată că nu știe dacă o să-l mai salute cineva după ce va pleca și că eu am fost cea mai de treabă și de viață din casă. El acum are o relație, cred că încă o mai are, nu știu, cu verișoara Marianita, este în Italia. Păi și atunci, la orice te-a deranjat, dacă a fost un simplu salut? Păi nu, mă deranjează că le dă motive să dea mesaje de genul ăsta. Și ar da, Oana, deschideți la valiera. S-a terminat bateria. Bun, deci, de ce anume că dă curs interpretării? Da, că le dă motive să dea mesaje de genul ăsta, să interpreteze lucrurile. De ce nu dau mesaje și când spun la cameră că mi-e dor de Laur? Adică ar fi mai drăguț așa. Dar în sfârșit mă afectează. Bine. Cristina și Andrei, sunteți doi scumpi. De la început mi-a plăcut de voi. Nu băgați în seamă toate răutățile, toate sunt trecătoare. Important e că vă iubiți și când veți ieși afară, toate problemele se vor rezolva. Vă pup, Ana Maria din Brașov. Mulțumim, Ana Maria. Mulțumim. Cristina, ai fost învățată să o dai în judecată pe doamna Iuliana pentru calomnie? Când? După ce termină Andrei procesul cu mama lui Laur? Cristina, dragă, nu poți folosi dovezi din această emisiune. Iar tu nu spune de alții cum că ar fi vrut să-și arate cochetăria la TV. Pentru că așa este și în viața de zi cu zi. Să te vedem pe tine cum vei fi după această competiție. Bănuiesc că ți-ai păstrat vechile ținute. Da, nu se vede. Normal, afară o să fie altfel. S-a terminat judecata cu mama, nu. Nu s-a soluționat cazul, a rămas așa în aer. Bună ziua, doamna Mirela, și salutări concurenților. Apreciez pe Mariana și Grigore, le doresc noroc împreună în viață. Mulțumim. Andrei și Cristina, vă felicit pentru onestitate și vă urez o căsnicie fericită. Mulțumim. Constantina, ești frumoasă, corectă, bună, iubitoare și o viitoare mămică grozavă. Raimond, ești o persoană de calitate. Mulțumim. Sunt sigură că o vei iubi și respecta mereu pe Constantina. Vă doresc. Mulțumim. Ce, Laura? Scrie? Ce zis? Despre noi nu scrie nimic? Mulțumim frumos pentru mesaj. Mulțumești tu în locul lor? Nu, credeam că stai. Nu, stai să continui mesajul. Vă doresc o căsnicie fericită. Alin, succes în căutările tale. Ești un om minunat. Cu stimă, Anca din Botoșani. Mulțumim. Ce? Nimic despre voi. Ai crezut că dacă îi laudă pe ei, dăm voi? Pe așa tot timpul. Ce vă mai place și vouă? Știți ceva? Ce vă mai place și vouă? Vai, nu, nu mai dați, nu mai... Dar vă place, abia așteptați. Pot să spun și eu ceva? Casa de piatră, Diana, însă căsătorit prietena mea și la mulți ani prieten drag. Da, la mulți ani și casă de piatră. Hai, să mergem mai departe. Uite și Cliff. Și să vedem ce se mai întâmplă cu Grigore. Cu și despre Grigore. Știți că unde el în material, el joacă, el lovește, el dă cu capul, el centrează.